Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Curs festiv al absolvenților Universității Vasile Alexandrii Bacău. Ministrul Fechet a participat la Consiliul Ministrilor Mediului din Uniunea Europeană. ISU Bacău pe primul loc la competiția națională de descarcerare și de acordare a primului ajutor calificat. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în calitate de promotor de proiect, în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate București, în calitate de parteneri, au organizat un eveniment public în cadrul proiectului Asigur Bacău și Vrancea. Aș începe prin a spune că acest proiect a fost așa de la început un proiect mai încercat și probabil de asta a avut sau o să aibă un succes și va fi cu siguranță multiplicat la nivel național. Inclusiv astăzi am văzut că la probele de somn am căzut, dar așa este, lucrurile nu trebuie să fie tocmai perfecte, ci trebuie să fie din suflet și să ne bucurăm că am ajuns până aici. Este un proiect aproape de final, mare 6 luni până la finalizare. Sunt bucuros că e unul din primele proiecte la care am participat și un proiect încercat, așa cum spuneam. Și chiar vreau să felicit echipa care aș începe cu felicitarea echipei și au fost foarte încercați în acest proiect și mă bucur că am reușit să ajungem până aici. Prin schimbarea managerilor de proiect și prin schimbarea echipei de câteva ori. Dar am reușit și am ajuns aici, ceea ce îmi spune că dacă vrei, poți să faci lucrurile să funcționeze. Am început cu un moment artistic și aș vrea să-l felicit pe Valentin pentru faptul că ne-a încântat. Ionuț, deci. Am reținut un Valentin de la început, îmi cer scuze, și l-am legat în cap cu Sfântul Valentin și de asta. Să-l felicit pe Ionuț, să felicit familia Farcaș pentru și ansamblu, dacă mi-am notat eu bine, Ecoul din Vale. Să-l felicit pentru că ne-au înveselit și pentru că sunt niște oameni frumoși și le urăm succes în activitatea pe care o desfășoară. Aș vrea să... Am avut așa, la început, când s-au prezentat toate centrele comunitare, m-am simțit ca la un concurs și aș vrea să vă felicit pe toți, deși nu este un concurs între noi, este doar o, nu știu să zicem, o colaborare între toți cei care suntem aici, în această sală și chiar vă mulțumesc tuturor că sunteți alături de noi și că ați dat curs acestui eveniment. Dar felicit în special centrele comunitare din cele 9 localități din județul Bacău și cele 2 din Focșani și felicit și salut prezența colegilor noștri de la Focșani, atât cât am putut să ne strângem fiecare de pe unde am venit și de pe la evenimentele de care participăm, că e o perioadă încărcată, sunt promis și la dumneavoastră și la noi, cu școli, cu copii, cu greve, cu tot ce a fost în ultima perioadă, acum am mai întâlnit și o grevă la taxi pe drum și am încărat să întârzi, dar fac parte din noi și din viață. Aș vrea să felicit văd printre noi și primarii localităților și sunt fericit pentru că au fost să-l salut pe domnul primar de la Valea Seacă. Acum nu știu dacă mai e un domn primar, dar vă felicit pentru implicare de la Cașin. Vă felicităm pentru implicare și vă felicităm că ați pus suflet alături de noi în acest proiect și tot ce am încercat a fost să venim alături de dumneavoastră prin acest proiect, să venim alături de comunități și încercăm în continuare să mai venim și cu alte proiecte pe care o să le facem alături de dumneavoastră și cu sprijinul dumneavoastră, pentru că altfel n-am putea să reușim. Să zicem că noi suntem specialiști și încercăm să împărtășim din cunoștințele noastre și chiar așa cum spunea colega noastră de la proiecte, Larisa Cojucaru, ne-am dorit ca în următoarea perioadă să ne contactați, să ne solicitați sprijinul pentru a vă
susținem proiectele pe care le mai aveți pe teme sociale, mai ales că legislația s-a modificat și a apărut o lege nouă și trebuie să ființăm aceste centre comunitare, trebuie să le înființați. Noi avem expertiza necesară și vă dăm tot sprijinul gratuit, vă dăm tot sprijinul de care o să aveți nevoie și o să încercăm să fim cât mai mult alături de dumneavoastră. Mulțumesc și Larisei, care s-a implicat în tot acest demers. Am avut câteva emoții, cum spuneam, acest proiect a fost încercat și cu sala. Ne-am gândit că evenimentul se ținea în altă parte. Ieri m-am dat mail-ul că se ține aici tot așa, dar am ieșit la lumină și îmi place că ați reușit și mă bazam pe treaba asta și la Luca Icobrija. Mulțumesc și domnului Botez pentru participare și e un pilon pe care noi ne sprijinim la Consiliul Județean. E un om valoros pe care eu îl prețuiesc pentru că știe proiecte și sunt convins că îl cunoașteți parte dintre dumneavoastră și are destul de multe cărți de vizită semnate la nivel de județ. Un asigur care a fost implementat începând în anul 2021 în două județe, județele Bacău și Vrancea, și care are ca scop oferirea de servicii integrate în cadrul a 11 centre comunitare din cele două județe. Scopul proiectului este ca cei mai mulți copii, tineri cu dizabilități și familiile acestora să aibă acces la servicii de calitate, de tip medical, educațional, de asistență socială de bază, dar și de servicii specializate integrate în funcție de nevoile identificate. Profesioniștii din cele două județe, cu sprijinul autorităților județene, Consiliul Județean Bacău, DGASPC Bacău, DGASPC Vrancea, Centrul pentru Politici Sociale și de Sănătate București, au implementat un model de siguranță și confort în cele 11 centre comunitare pentru un număr de peste aproximativ 1250 de persoane care astăzi ne vizitează centrele. Ne dorim să continuăm activitatea centrelor comunitare și după încheierea acestui proiect în decembrie 2023 și DGASPC Bacău a identificat deja surse de finanțare astfel încât copiii să rămână în mediul lor de viață, să trăiască alături de familiile lor, dar să aibă și o viață mai bună și nevoile lor să fie satisfăcute. Vreau să încep prin a vă felicita pentru acest eveniment și pentru implicarea de care dați dovadă în implementarea acestui proiect. Cred că faptul că am început cu acest entuziasm și bucurie ne arată faptul că proiectul este implementat în cele mai bune condiții, iar, cum ați spus mai devreme, unde-ți doi puterea crește este un exemplu perfect care trebuie urmat. Din păcate, domnul președinte al Consiliului Județean, Valentin Ivancea, și-ar fi dorit să fie astăzi prezent alături de dumneavoastră, dar este plecat la București cu anumite probleme administrative care trebuiau rezolvate urgent. Însă a ținut să vă transmit în mod special felicitări pentru acest proiect care răspunde nevoilor grupurilor țintă, prin acțiuni care vizează trei dintre principalele domenii de interes: asistența socială, educația și sănătatea. Fiind principalul inițiator și susținător în materializarea unor astfel de proiecte și derulate de către DGASPC, prin care se urmărește încurajarea și susținerea beneficiarilor, astfel încât dizabilitățile de care suferă să nu mai constituie un impediment pentru a duce o viață apropiată de normalitate. Vă asigurăm încă o dată de implicarea și sprijinul Consiliului Județean în toate proiectele pe care le veți desfășura și în toate activitățile care sunt menite să contribuie la binele semenilor noștri. În cadrul acestei întâlniri s-au prezentat rezultatele intermediare privind progresul activităților desfășurate și identificarea unor strategii de colaborare interinstituțională în vederea identificării unor surse de finanțare ce vor fi puse la dispoziția instituțiilor interesate în scopul asigurării sustenabilității și serviciilor de asistență socială, medicală și educație parentală la nivel comunitar.
Ministrul Mediului Mircea Fecheț a participat la Consiliul Miniștrilor Mediului din Uniunea Europeană ce s-a desfășurat la Luxemburg. În cadrul întâlnirii, ministrul băgăuan Mircea Fecheț a vorbit despre regulamentul de restaurare a naturii, detalii în minutele următoare. Doamnă președinte, dragi colegi, este prima mea participare la acest consiliu. Am fost numit săptămâna trecută și aștept cu interes să colaborăm cu toții. Mulțumesc președinției suedeze pentru eforturile depuse în identificarea unor soluții de compromis echilibrate și fezabile pentru un subiect atât de sensibil și complex. Adresez felicitări echipei președinției, atât de la Bruxelles cât și de la Stockholm, pentru modul exemplar în care au condus și pregătit documentele pentru negocierile pe acest dosar. În același timp, vreau să evidențiez și contribuția președinției cehe. România susține obținerea acordului. Prin măsurile de restaurare pe care le vom pune în aplicare, se vor aduce multe beneficii pentru mediu și cetățeni și se va contribui fără echivoc la obiectivul Uniunii Europene de neutralitate climatică. Considerăm că textul pe care îl adoptăm astăzi are meritul de a oferi flexibilitatea necesară pentru statele membre de a decide unde se aplică și care sunt măsurile de restaurare cele mai eficiente pentru acestea, inclusiv din perspectiva circumstanțelor și specificităților naționale, dar fără a pune în pericol îndeplinirea obiectivelor. Considerăm că eforturile în ceea ce privește asigurarea finanțării implementării acestui regulament nu sunt neglijabile. Prin urmare, pentru a asigura că statele membre au mijloace financiare necesare pentru îndeplinirea obligațiilor care rezultă din acest regulament, este importantă ideea de evaluare a decalajelor financiare în scopul propunerii unor măsuri pentru a le compensa. Acest lucru reprezintă un element important pentru acordul pe acest dosar. Un alt aspect important pentru România, pe care l-am menționat încă de la începutul discuțiilor, este nedeteriorarea, element esențial al acestui regulament, dar foarte sensibil, mai ales din perspectiva zonelor din afara rețelei Natura 2000. Apreciem că soluția de compromis propusă răspunde îngrijorărilor exprimate de România din perspectiva implicațiilor economice și sociale. În final, aș dori să mai menționez planul de restaurare a naturii, care va avea un rol esențial pentru identificarea acelor măsuri ce contribuie la îmbunătățirea serviciilor ecosistemice sănătoase, care să sprijine producția agricolă și securitatea alimentară. Aceste măsuri trebuie să contribuie inclusiv la productivitatea solului, furnizarea și calitatea apei, crearea interacțiunilor între obiectivele de restaurare și cele de energie și climă. În acest context, salutăm abordarea treptată propusă pentru pregătirea de către fiecare stat membru a acestui plan și propunerea privind ciclurile de monitorizare. Vă mulțumesc! Moment de bucurie, dar și de tristețe în același timp pentru absolvenții Universității Vasile Alexandri Bacău. Marți 20 iunie a avut loc Marșul Absolvenților, dar și cursul festiv. A fost un moment emoționant deopotrivă pentru absolvenți, dar și pentru cadrele didactice. Este o zi specială pentru Universitatea Vasile Alexandri din Bacău. Astăzi, după cum vedeți, defilează a 60 de promoție de absolvenți. Pentru ei este o încântare, pentru noi este o încântare și o tristețe. O încântare că au absolvit, sunt tineri frumoși și se bucură de acest eveniment. Tristețe că ne dăm seama că au mai trecut un an din viața noastră. Dar bucuria lor ne face să ne reîncărcăm bateriile și să mai începem un nou an universitar. Emoții multe și pentru ei și pentru cadrele didactice, de ce nu? Da, sunt emoții multe, fiind la 60-a promoție. Și mai ales că mulți dintre ei vin din pandemie, sunt generații care au fost 50-50, adică 2 ani pandemie, 2 ani în fizic, și îi așteaptă o provocare pe piața muncii.
Cu ce gânduri, cu ce le transmiteți acum în ultima zi, în ziua în care absolvă? Succes la examenele de finalizare, joburi cât mai bune, sănătate, familiei și copii cât mai frumoși. Pentru generațiile care vor veni, cum i-ați atrage? Pentru că până la urmă se predă ștafeta, nu? Vor veni și bobocei. Da, pentru generațiile următoare căutăm să ne digitalizăm din ce în ce mai mult. Acum suntem în implementarea unui sistem de predare în metavers. Vom folosi mai mult realitatea virtuală, realitatea augmentată, deci încercăm să ne apropiem cumva de studenți. Devizia noastră este aproape de studenți. Este o zi încărcată de semnificație, atât pentru noi profesorii, cât și pentru absolvenții noștri. Ne bucurăm că avem un număr de 2050 de absolvenți, este o sumă rotundă și pentru că este a 60-a promoție a Universității Vasile Alexandrii din Bacău. Acești absolvenți cumulează programe de studii universitare de licență, programe de conversie profesională, studii universitare de master, doctorat și anul pregătitor pentru limba română. Ne bucurăm că putem să-i sărbătorim într-un cadru festiv, pentru că este o generație care a prins și 2 ani de pandemie și pentru ei este chiar o sărbătoare. Am încercat să îi încurajăm, să îi motivăm să realizeze, este opera lor împreună cu cea a colegilor de la Liga Studențească care s-au implicat în organizarea acestui eveniment. Pentru viitorii noștri studenți, pentru tinerii liceeni care poate iau în considerare să aleagă Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău, le spunem că universitatea îi așteaptă cu o ofertă educațională atractivă. Cele 5 facultăți oferă 36 de programe universitare de licență, 24 de master și 3 programe de doctorat. Acoperim întreaga, să spunem, arie a angajatorilor din regiunea Nord-Est. Mulțumim partenerilor noștri din mediul socio-economic, cultural și sportiv care ne sprijină cu fiecare ocazie în care universitatea are nevoie. Sunt partenerii noștri și le mulțumim pentru tot ceea ce fac pentru universitate și pentru studenți. La mulți ani tuturor, nu? Da, la mulți ani. Vivat, floreat, crescat Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău. Dați-mi voie, înainte de a începe intervenția prilejuită de acest minunat curs vestit, să adresez felicitările mele călduroase în calitate de prefect al județului Bacău și reprezentant al Guvernului Teritoriului tuturor celor peste 2000 de studenți din promoția 2023 a Universității Vasile Alexandrii. Felicitări la studenți! Felicitări pentru strădanile voastre care astăzi, aici și acum, își găsesc o bine meritată recunoaștere. Am schițat și eu câteva idei pe care doresc să vi le transmit și pentru că îmi place să mă țin de plan, o să le dau citire în cele ce urmează. Ceea ce aș dori să vă spun e mai degrabă din perspectiva unui absolvent de școală umanistă, pentru că și eu, ca și dumneavoastră, am terminat tot Universitatea Vasile Alexandrii. Iar faptul că mă adresez unui auditoriu alcătuit într-o proporție considerabilă din absolvenți de studii circumscrise profilului real, este un detaliu important, semnificativ, față de ceea ce intenționez să vă transmit. Două provocări, dragi absolvenți, cred eu că vă stau în cale și de modul în care veți face față acestor provocări depinde în bună măsură reușita carierelor dumneavoastră. Într-o lume în care incertitudinea pare să fi devenit noua normalitate. Prima provocare, menționată anterior de domnul rector, este tehnologia și galopanta ei dezvoltare, care ne silește pe toți să ne updatăm, să ne aducem în permanență la zi cunoștințele și aptitudinile pentru a rămâne competitivi și relevanți. Dar omul, dragi absolvenți, nu este actualizabil precum un gadget pe care instalăm ultima versiune. Și veți vedea că în anii ce vor veni, tot mai mulți concetățeni, compatrioți, care fără voia lor nu mai țin pasul cu noile evoluții, vor fi abandonați pe peron de trenul progresului tehnologic și științific.
mulți își vor pierde locurile de muncă, substituiți de inteligența artificială. Se întâmplă deja acest lucru. Și e de datoria noastră, a tuturor, inclusiv a dumneavoastră, să contribuim la construirea unei comunități mai inclusive, în care nimeni nu e lăsat în urmă și în care acești oameni își vor găsi un loc sub soare, chiar dacă de prinderile lor au foarte puține lucruri în comun cu domeniul puțin cunoscut pentru ei al noilor tehnologii. Puțin cunoscut pentru ei, dar cunoscut și foarte cunoscut de dumneavoastră. O a doua provocare ține de mitul succesului facet. Un mit pe care am construit o cultură mercantilistă a acumulării orice preț, dar care acum ne joacă feste pentru că sublinează cu repeziciune tocmai modelul meritocratic al școlii, sub promisiunea unor câștiguri imediate. Acel model, considerat de unii învechit, după care dacă erai sârguincios, dacă îți făceai coatele la biblioteca universității, dacă învățai în sesiune și terminai facultatea prin deplinii, îți era recunoscută munca și în cele din urmă recompensată conform eforturilor și meritelor. La ce bun, ar întreba unii, să mai învățăm azi, când ne putem face viața profitabilă, de timpuriu și îndestulător sub aspect material, devenind cu doar un click cumpărător de criptomonede, influencer, tiktoker, vlogger, consilier de dezvoltare personală și mă opresc aici cu enumerarea îndeletnicirilor care sunt facilitate de internet. Sigur, puteți porni și dumneavoastră pe drumul succesului facet. Puteți îmbrățișa modelul mirajului câștigului imediat, dar eu vă asigur din propria experiență că pe termen mediu și lung veți fi deziluzionați de acest tip de existență care privilegiază ambalajul în detrimentul conținutului, care prioritizează aparența în dauna substanței. După cum știți, aparențele sunt întotdeauna înșelătoare. Dar faptul că dumneavoastră vă aflați astăzi aici, în această sală, la capătul studiilor dumneavoastră universitare, este certitudinea că lupta nu este încă pierdută și că a ne instrui rămâne lucrul cel mai important în jurul căruia ne croim viețile dându-le sens. Vă felicit încă o dată pentru că ați ajuns în acest punct și să știți că acest final, ca orice final, anunță de fapt începutul unui nou capitol din viețile voastre. Pășiți în el cu încredere și mult, mult curaj. Vă salut, vă felicit și mult succes în demersul dumneavoastră. Un echipaj de descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maior Constantin N. al județului Bacău a participat la etapa zonală a competiției naționale de descarcerare și de acordare a primului ajutor calificat. Aceasta s-a desfășurat în perioada 20-21 iunie, fiind organizat de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Petrodava al județului Neamț. Lotul reprezentativ al ISU Bacău a concurat alături de colegii de la celelalte inspectorate județene pentru situații de urgență din regiunea Moldovei. Este vorba de Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. Participanții au parcurs două etape, respectiv descarcerarea din vehicule și acordarea primului ajutor calificat. Echipele participante au folosit accesorii și materiale care îndeplinesc aceleași caracteristici tehnico-constructive puse la dispoziție de organizator. Competiția a avut drept scop îmbunătățirea pregătirii în domeniile prezentate anterior, precum și schimbul de bune practici în privința strategiilor de reducere a numărului de victime rezultate în urma accidentelor rutiere. În urma desfășurării competiției, clasamentul a arătat astfel. La proba de descarcerare din autovehicule, pe locul 1 s-a situat ISU Bacău, pe locul 2 ISU Iași, iar pe locul 3 ISU Neamț. La proba de acordare a primului ajutor calificat, locul 1 a fost ocupat de ISU Iași, locul 2 de ISU Neamț, iar locul 3 de ISU Botoșani. Cel mai bun comandant de echipaj a fost desemnat plutonier ungureanu Gabriel de la ISU Bacău. Cea mai bună echipă de
paramedici a fost desemnat plutonier adjutant șef Pintilie Ovidiu și plutonier adjutant Adamuță Lucian de la ISU Bacău. Iar cea mai bună echipă de servanță a fost plutonier major Vlad Marius, plutonier Popa Răzvan de la ISU Bacău. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 24 iunie, cerul va fi parțial înnorat. Maxima zilei urcă până la valori de 32 de grade Celsius. Sunt posibile izolat să apară furtuni cu fulgere, iar minima pe timpul nopții se coboare până la 18 grade Celsius. Duminică 25 iunie, cerul va fi parțial înnorat. Maxima zilei nu depășește valoarea de 24 pe locuri 25 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 16 grade Celsius. Luni 26 iunie, cerul se menține parțial înnorat. Maxima zilei urcă până la valori de 29 de grade Celsius, în timp ce minima coboară pe timpul nopții până la 16 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.